ascultare. Acum, eu sunt tată și le-am spus copiilor mei, dacă vor să fie fericiți în viață, mai întâi trebuie să asculte de Dumnezeu, amin, dar voi și de Tatăl lor. Amin. Și mulțumesc, amin, Domnului, că până astăzi am doi băieți, unul de 23, unul de 20 de ani. Mulțumesc. Amin. Sunt copii deosebiți. Unul dintre ei e slujitor al Domnului, celălalt abia a făcut pastor, s-a și botezat și urmează pe Domnul. În anul 1985 eu am început să practic sportul de performanță la Galați. Acolo m-am născut. Și am practicat boxul de performanță vreo 9 ani. Am fost în lotul național de box al României cu Francis Vașta, cu Mihai Leu, cu Leonardo Roftei. În anul 1992 deveneam unul dintre cei mai buni sportivi ai țării. Numai că, vedeți dumneavoastră, eu nu știam nimic de Dumnezeu. Măcar că eu aveam impresia că sunt creștin. M-am născut într-o familie de creștini tradițional și credeam că dacă împlinești anumite ritualuri, este de ajuns. Numai că n-a fost de ajuns. Și la numai 24 de ani eu am ajuns într-un penitenciar din Germania. Nu este vreme, nu este timp, poate într-o altă dată am să vă povestesc mai mult. Am ajuns acolo după două infracțiuni pe care le-am comis în Germania. Numai că acolo, în acel penitenciar, am găsit această carte, Biblia, pe care am citit-o și am realizat că omul nu poate să fie fericit decât lângă Dumnezeu. Amin. Numai amin, dacă ascultă de Dumnezeu. Altfel, cu siguranță, și eu astăzi aș fi fost poate închis pe viață, aș fi fost în mormânt, aș fi fost în alt loc. Acolo, în acel penitenciar, m-am plecat pe genunchi și l-am chemat pe Domnul în viața mea, amin, să fie El acela care să-mi conducă viața. Și au trecut de atunci 27 de ani și pot să vă spun cu toată inima că sunt un om fericit. Binecuvântat să fie. A fi fericit, a fi fericit nu înseamnă a avea bani. A fi fericit nu înseamnă a avea avere. A fi fericit nu înseamnă a deține posesiuni de pe pământul ăsta. A fi fericit înseamnă să-L ai pe Dumnezeu de tată. Asta înseamnă să fii fericit. Și când Dumnezeu ți-e tată, te culci seara în pace și te trezești dimineața în pace. Binecuvântat să fie numele. Amin. Eu am vrut să fac un nume, dar El mi-a dat un alt nume. Și numele pe care mi l-a dat a fost acela de a fi un copil al lui Dumnezeu. Este cea mai mare onoare pentru om să devină un copil al lui Dumnezeu. Și dumneavoastră aveți ocazia asta printr-un simplu act al credinței. Doamne, iartă-mi păcatele și vino și mântuiește-mi sufletul. Și vino și domnește Tu în viața mea. Și veți vedea cum Dumnezeu se poate implica. Am auzit despre un om al străzii care dormea prin gunoaie, dormea pe unde apuca mai rău. Deci, vă dați seama, era respins de societate, dar într-o zi a văzut o clădire mare și când s-a apropiat de clădire a auzit cântări, cum acești minunați tineri au cântat. Și el a fost mirat, impresionat și a intrat în clădirea aceea. Și chiar în momentul acela, cineva s-a ridicat și a depus mărturia cum Dumnezeu i-a schimbat viața. Și după ce a terminat mărturia, el s-a dus direct în față. A făcut pași și s-a dus direct la păstor. Păstorul s-a uitat la el și a băgat mâna în buzunar. Mirosea groaznic, pentru că dormea pe unde dormea. Și păstorul a întors capul și a băgat mâna după o bancnotă să-i dea să plece cât mai repede de acolo. Și Dumnezeu i-a spus, întoarce-ți capul, pentru că mirosul a milioane de oameni se ridică spre mine și eu îi subor. Și el, păstorul, când a auzit glasul lui Dumnezeu, a întors capul. Și când l-a privit pe acest om al străzii, el i-a spus așa, omul s-a străzit. Să știi că n-am nevoie de banii tăi. Îl vreau pe Iisus, acela despre care cel care a depus mărturie a spus. El s-a întors la Dumnezeu și a ajuns directorul unei misiuni foarte importante din America. Să știți că Dumnezeu poate schimba viața noastră. Din oamenii străzii, Dumnezeu poate să facă din voi fii de împărat. Și asta este posibil. Să facă din voi oameni deosebiți de care societatea, dar în primul rând voi, să vă bucurați. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să vă dea har să faceți pasul acesta al credinței.
Amin.